exact la conferință, chiar acum urmează să înceapă conferința, să întâlnim pe creatorii de conținut preferați și totodată, în cea doua parte, urmează și gala, unde vom afla care au fost cei mai buni creatori de conținut de anul acesta. Așadar, haideți cu mine la gala să vedem cum va arăta evenimentul. Dantelă neagră, tocuri negre, desigur un toc comod, pot să zic, pentru că până la urmă o să ne plimbăm și o să discutăm pe aici, vreau să fiu relaxată. Exact. Așa. Oricum chiar sunt tocuri, din punct de vedere, sunt tocuri destul de ascuțite și înseamnă că e destul de cât de stat pe ele, deci felicitări. Mulțumesc. Ai făcut o alegere foarte bună, sper să fie și comode pe tot parcursul evenimentului. Mulțumesc frumos. Ei bine, și acești pantaloni au o culoare mai deosebită. Mi s-a părut că o să dea bine cu tema și aerul evenimentului. Sunt convinsă. Spune-mi, te rog, ce așteptări anul acesta de la Digital Diva? Să vedem dacă ai fost în alții ani la eveniment. Ei bine, la Digital Diva este prima oară când vin. Deci este primul an. Este primul an. Desigur, au fost și anii pandemici. Eu sunt pe partea de influencering de vreo 3 ani. Eu cochetesc cu muzica, eu sunt cântăreață de când mă știu. O să ne cântăm acum? O să vă cânt. Cântăm cum mai e, mai până se termine evenimentul. Cântăm până la final. Sigur. Regla, mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc, ești superbă. Mulțumesc frumos, mulțumesc că deja, cum am spus, mi-am luat deja ținuta de gală. Am zis să merg pe un roz, am zis că poate mă asortez cu Digital Diva. Să știi că te-ai asortat, e superb. Mulțumesc frumos. Marimba start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more,
Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak, I go weak. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Ai o voce extraordinară și piesa ți se potrivește de minune. Și cu evenimentul. Da, și cu evenimentul. Haideți, poftiți, vă rog, bine ați venit! Am alături de mine pe Gabriela, Gabriela care a vorbit astăzi în prima parte a conferinței în cadrul Digital Divas. Gabriela, în primul rând vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci și de asemenea vreau să îți mulțumesc și pentru informațiile pe care mi le-ai oferit. Chiar am avut astăzi niște discuții foarte interesante. Astăzi, într-adevăr, toată lumea a fost certată pe Instagram și asta am putea spune că este un adevăr, pentru că în ziua de astăzi observăm că se crește destul de greu pe Instagram și reach-ul e... Da, nu se mai crește, poți să spui așa cum e, nu se crește pe Instagram. Nu se mai crește, dacă după 10 ani toată munca mea de plus se convertește în niște cifre minore, e clar că această platformă nu mai ține neapărat cu noi și devine din ce în ce mai greu. Totuși trebuie să continui cu capul sus, pentru că există o comunitate care te va căuta orice ar fi și va fi alături de tine, dacă ai construit-o în mod sincer. Mult mai important este conținutul decât cifrele pe care le faci. Mereu, cam mereu trebuie să gândești așa, adică din primul moment în care începi. Dacă faci totul de dragul cifrelor, într-o zi cifrele vor face ce vor din tine. Deci trebuie să punem mai mult accent pe calitate, asta e cel mai important. Acum vreau să vorbim puțin despre ținuta ta, pentru că este foarte frumoasă, îmi place că astăzi ai fost în roșu. Este, da, este o rochie din mătase creată de mine pentru Sweet Paprika. Adică foarte este... tare, din colecția ta și tu ești pe zona asta de fashion, de dressing, deci asta mi se pare extraordinar. Eu oricum îți am ajuns pe tine la alt eveniment, am fost la un curs de social media unde știu că ai vorbit și acolo ai mei date și detalii extraordinare și chiar foarte multe informații. Mi se pare că dacă toți sunt prezentă și invită
invitată la un astfel de eveniment, merită să împărtășesc din, exact, din experiența dobândită de-a lungul timpului. Și asta este cel mai important. Îți mulțumesc mult și îți doresc multă bafă. Și ție mult succes să editezi video-ul ăsta, să-l pui la timp, să ai reach, reach, like, share, subscribe. Și eu? Ciao! Foarte tare! Uită-te la mine! Mă afla acum la Digi Maldivea, sunt chiar în prima pauză, suntem în prima pauză, tocmai s-a terminat prima parte a conferinței și am avut de cu Georgiana, care este o creatoare de conținut foarte talentată și chiar foarte bună. Bună, Georgiana! Bună! Și mă bucur că noi ne știm din social media, ne știm din online, dar chiar îmi place foarte mult contentul pe care îl faci, mai ales că tu ești în zona de educație, tu mergi în direcția aceea, vezi că ai pe YouTube, ai materiale în care vorbești eu despre studii și că vei înfalta licența anul acesta, dacă nu mai ești. Felicitări, foarte tare, felicitări și chiar este foarte bine ceea ce faci pentru că tu reușești să înveți pe oameni, eu să îi educești, să le arăți cum ești la facultate, cum este viața de student. Le dau aplicații din experiență. Da, chiar am văzut că ai făcut un material în care vorbești despre genul de prezență și chiar am văzut că la primul chiar foarte greu. Thank you.
și Filip în aplauzele voastre, un moment cu totul și cu totul special, care le mulțumim. Hai să-i răsplătim cu aplauz cum merită. Mulțumim! Am primit un dar. Far Away Splendoria de la Avon e pe el. Ce facem cu el și despre ce e vorba aflăm de la Ana Nicolae, PR and Manager Avon. Ana, bine ai venit! Vino aici în față să te vadă toată lumea. Sigur, așa. Reme, mulțumesc frumos! Teo și Filip, mulțumim frumos, sunteți minunați și vă mulțumesc. Încercăm și cu microfonul meu, avem ce probleme cu semnalul. Test? Mai bine? Bun! Pe acorduri orientale aducem și cel mai nou parfum Avon, Far Away Splendoria, pe care l-avem aici împreună cu Reme. E vorba de un parfum oriental. Știm deja că există acest trend pe piața noastră de ceva vreme și ce este special la Far Away Splendoria este că am adus un ingredient foarte prețios, udul alb, așa se numește, și l-am făcut mai purtabil. Știm poate că parfumurile arabești, parfumurile orientale, mi se par mai greu de purtat. Le purtăm seara, poate. Dar ce am făcut noi? Am pus acest ud alb într-un parfum perfect purtabil pentru tot parfumul zilei. Mai mult decât atât, cred că ați observat de când ați intrat la conferință că am avut aici niște colege care v-au invitat să testați pe mâna dreaptă și mâna stângă parfumul A și parfumul B. Surpriza care este? Pe mâna A ați purtat parfumul Far Away Splendoria, iar pe mâna B ați purtat un parfum mult mai scump, un parfum de 10 ori mai scump, din segmentul de lux, Haute Couture de la Carolina Herrera, și în proporție de 80%, voi ați ales Far Away Splendoria. Este un test pe care noi l-am făcut și la nivel global, cu 270 de consumatoare și 9 dintre ele au făcut aceeași alegere. Asta e un semn că, pe de o parte, parfumul concurează fără nicio problemă cu segmentul de lux și, pe de altă parte, ne arată deja încrederea voastră într-o aromă nouă de care sper din suflet să vă bucurați, mai ales că o să fie aici peste tot pentru testare și o să aveți și pentru voi să vă bucurați de ea acasă. Eu vă super mulțumesc, vă invit să vă bucurați de eveniment. Ne vedem în continuare aici în pauze și cred că urmează să vă invit și înăuntru, în interior, pentru că va începe și partea a doua a conferinței. Să vă bucurați în continuare de eveniment. O zi bună! Ana!
organizat și l-am alături de mine pe Cristian Manapu, Cristian organizatorul acestui eveniment și prezentatorul, pentru că astăzi am început gala cu discursul tău și chiar vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci și mai ales pentru acest eveniment, pentru că nu este un simplu eveniment, ei bine, este gala cu numărul 10 Digital Divas, deci Digital Divas s-a împlinit 10 ani anul acesta și pot spune că este un eveniment foarte reușit, sunt foarte multe cornere unde putem face poză, locurile din cadrul Palatului Bragantinului sunt minunate și chiar vreau să te felicit pentru toată invitarea. Mulțumesc frumos! Spune-mi, te rog, cum a decurs până acum evenimentul? Noi acum suntem cea de-a doua parte. Suntem în a doua parte a Digital Divas. Pentru noi este extraordinar că am reușit să ne întâlnim din nou la Palatul Bragantinului, un loc unde Digital Divas face mulți ani. Un loc care este emblematic pentru toată comunitatea de fashion, lifestyle și beauty din România și mai mult decât atât ne bucurăm că suntem mulți împreună, pentru că timp de 2 ani nu am putut să ne întâlnim așa cum ne-am fi dorit, dar acum am reușit și iată-ne aici cu câteva sute de oameni și câteva mii de oameni online. Exact așa este, anul trecut a fost și online și fizic, dar au fost foarte puțini oameni pentru că erau anumite restricții. De data aceasta, anul acesta chiar e foarte bine că am reușit să ne reunim creatorii de conținut și să petrecem împreună, practic să sărbătorim Digital Divas 10 ani în cadrul acestui eveniment. Urmează chiar acum gala, ne pregătim de gală și vreau să te întreb care este părerea ta despre nominalizările de anul acesta? Cum ți se par nominalizările de anul acesta față de anul trecut? Cred că vedem un nou val de creatori de conținut, cred că apare noua generație de creatori de conținut, exact, da, care este clar orientată către canalele noi, vorbim aici de TikTok în primul rând, dar și de Insta Reels, pentru că deși Instagram are 10 ani de când a crescut, odată cu Digital Divas din 2012, Insta Reels acum concurează destul de bine TikTok. Cu TikTok și cumva se naște o nouă generație de creatori care sunt orientați clar pe Instagram, Insta Reels și TikTok. Exact, chiar asta apreciez la Digital Divas, faptul că aici au șanse și creatorii de conținut care sunt la început, care abia au intrat în domeniu și ei se pot afirma și de asemenea și ei pot fi nominalizați în funcție de publicul care îi alege în cadrul lor acest eveniment și asta mi se pare inedit pentru că asta îi motivează, ca cei creatori de conținut să facă un conținut așa fel încât să ajungă cât mai departe. Chiar anul trecut știu că a apărut o nouă categorie, categoria de sănătate, da, pe care a câștigat-o Andreea Raicu anul trecut. Și anul acesta am văzut că este într-o extindere destul de mare. Anul acesta am crescut categoria pentru că ne-am dat seama că zona de lifestyle nu este doar pentru cei care vorbesc despre călătorii, lucrurile frumoase din viața lor, ci și de well-being, wellness, health, da? Aceste zone care ne fac pe noi să fim mai sănătoși, mai conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru și mai conștienți de propria persoană. Exact, asta este cel mai important. Și alte categorii noi anul acesta nu am văzut. Am introdus de anul trecut sau acum 2 ani TikTok, pentru că nu aveam TikTok și TikTok a crescut foarte, foarte mult. Da, și persoane care vor fi nominalizate trebuie să aibă minim 10.000 de urmăritori pe platformă. Există o condiție pentru a fi nominalizat, tocmai pentru a putea să îi aducem pe scenă pe cei care au muncit foarte mult, au creat o comunitate, pentru că Digital Divas este despre comunitate până la urmă. Dacă tu, creator de conținut, reușești să-ți creezi o comunitate, reușești să crești. Și cumva, chiar dacă ești la început, muncind într-un an, doi, poate reușești să ajungi la o comunitate, să zicem, de 10.000 de urmăritori, care să te ajute mai departe să crești. Persoane care au început cu 10.000, poate mai puțin, când au venit la Digital Divas și câțiva ani au ajuns să depășească poate 100.000 și să ajungă pe scenă chiar ca actor viitor. Depinde de cât muncești, de cât de bun ești. Acum, dacă ai vrea să vinzi un fond, de cine crezi că va câștiga anul acesta? Mă refer la premiul cel mare, pentru că știu că există Digital Diva Anului. Avem Digital Diva of the Year, dar din păcate nu vă pot spune, însă sunt convins că vei prinde momentul, pentru că vrem să ținem suspans și vrem să ținem emoția în sală pentru momentul de pe scenă. Vă mulțumesc tare mult și în continuare că noi suntem așteptați la următoarele evenimente, pentru că mai organizez eu și alte evenimente în perioada aceasta, chiar următorul ar fi Influencer Marketing Conference, care este pe 15 septembrie și puteți vedea online. Organizat de Evan Sisi. De Evan Sisi, da?
și pe 7 octombrie Webstone, care este cel mai mare eveniment de social media, unde se întâlnesc creatori din toate domeniile, de la fashion, beauty, lifestyle, parenting, tehnologie, food și așa mai departe. Un loc unde vin mulți oameni și timp de o zi petrec ca la un festival. Abia așteptăm și mulțumesc tare mult. Mulțumesc și încă o dată felicitări pentru acest eveniment. Mulțumesc. Și mai ales pentru faptul că Digital Diva s-a întâlnit 10 ani. Asta chiar e. Într-adevăr, mulțumesc frumos. Deci am făcut o filmare cu acest Samsung și este extraordinară, deci se vede incredibil. Chiar mi se pare ceva wow și imaginea tot, deci înseamnă tot e calitate. Galaxy Z Flip 4. Au ieșit foarte bine, trimiteți-le pe toate. Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Am alături de mine pe Alisa Moș, Alisa care este nominalizată anul acesta la Digital Divas la mai multe categorii pe zona de YouTube și de Instagram. Alisa, vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci, pentru că eu te știu din social media și chiar mi se pare extraordinar tot ceea ce faci. Mulțumesc mult de seara aceasta ai ales o ținută superbă. Uh-huh. Vreau să încep cu machiajul care îmi place foarte mult, adică e ceva extraordinar. Sunt skillurile mele basic de make-up și l-am făcut cred că în vreo oră. Am acest toxic trait, chiar vorbeam cu cineva în privat și ziceam că am acest toxic trait în a fi gata cu cel puțin o oră înainte de eveniment. Și eram la ora 5 și stăteam acolo îmbrăcată și machiată și mă gândeam să mă duc o oră înainte. Nu, e too much. Dar, da. Așa, deci ținuta ta este superbă, este extraordinară. Știu că ai muncit foarte mult ca să îți vezi acest outfit. Chiar vă te rog să-mi spui mai multe despre pe care ai ales să o porți în cadrul acestui eveniment. Da, păi am pornit de la roz, pentru că n-aveam cum să nu pornesc de la roz și am găsit bluza asta drăguță. Și eveniment în roz, adică exact, mi se pare ceva inedit. Era cam la mintea cocoșului și am zis ce merge cu roz mai bine decât negru și zebră, așa că am mers pe negru și zebră și m-am ghidat așa după roz. Asta a fost inspirația mea, oricum, și pantalonii ăștia pe care i-am luat de la reduceri și care sunt super mișto. Da, adică mie mi se pare ceva chiar foarte tare și chiar vreau să te felicit. Acum să vorbim puțin despre gală, presupun că ai emoții. Un picuț, da. Imaginez, da. Cine crezi că o să câștigi? Nu mă pune sus. Eu zic că o să câștigi tu, pentru că mi-e place foarte mult ceea ce faci și chiar ai un content de calitate. Pentru mine înseamnă foarte mult și să fiu nominalizată. Am zis chestia asta de extrem de multe ori, înseamnă the world, că sunt nominalizată, așa că asta e cel mai mare reward pentru mine. Nu mă aștept neapărat să câștig. Înseamnă mult că sunt aici și că vă cunosc pe voi pe toate și... Exact, practic faptul că ne întâlnim aici toți creatori de conținut și reușim să creăm o conexiune, asta mi se pare inedit, mai ales că anul trecut au fost restricții și să ne amintim că este cea de-a 10-a ediție. Deci ediția cu numărul 10 din acest an, deci mie mi se pare asta ceva inedit. Dar foarte tare. Alisa, multă baftă! Mulțumesc! Și doresc să te știu și mult succes în continuare! Mulțumesc mult! Te pup! Mulțumesc! Hai, chiar acum fac poza cu ea, gata. Unde moș? Acolo? Da. Păi moșul să fac și cu Adi. Mulțumesc frumos, am zis că dacă merg la o gală, să am și o ținută de gală, dar și tu arăți, și tu arăți extraordinar. Dar eu chiar dacă am venit de la 12, am zis că nu mai mi-au ținută. Nu, am zis, hai că rămân așa, că păcat de rochie. Mulțumesc frumos și tu ești superbă și îmi place mult culoarea fără, știu că ți-am zis și anul trecut la el. Scuze. Ce problemă? Nu pot să ratez această oportunitate. Sunt super tare, efectiv, amândoi. Stai puțin, imediat. Vrei să stăm așa? Vrei să vă iau cu totul? Să vă iau cu totul? Vrei să te iau cu totul? Și mai vorbim. Eu cred că stilul tu-l faci. Hai, actually don't care, I feel great. Exact, știi, asta e. Și este reclamă. E bucleta. Îi fac reclamă din toată inima. Brand românesc. Uitați aici, doamnelor și domnilor.
E foarte mișto și mi l-a plăcut chiar în florile asociației și la dos. Vrei și poză? Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt la Digital Diva și l-am alătat de mine pe Luis, Luis care are o ținută extraordinară, e foarte frumoasă ținuta ta, ești pregătit pentru gală. Știu că tu ai fost cumva și dimineață. Da, am fost și dimineața la Franci, într-adevăr, cu o ținută total diferită de asta, adică ca să se înțeleagă că îmi dau silința, nu glumă? Da, asta chiar, așa este da. Și spunem ce așteptări ai pentru gala din această seară, este ediția cu numărul 10 Digital Diva. Păi poate este ediția cu numărul 10 norocoasă pentru mine, că anul ăsta sunt și eu nominalizat. Felicitări, eu cred că ești la categoria, singura categorie da, pentru bărbați. Da, best male fashion, da. Sunt convinsă că tu o să fii știți. Eu nu cred, sincer, dar așteptăm să vedem. De ce? Adică anul trecut n-ai fost nominalizat. Deci dacă n-ai fost anul trecut, am acest având în vedere că tu ai avut o ascensiune destul de mare în zona de online. Mulțumesc. Și chiar vreau să te felicit pentru tot ceea ce ai făcut. Eu sunt convins să poți să câștigi și dacă, zice, prin absurd, nu e locul 1, locul 2 și locul 3. A, da, e pe cum, mai multe locuri? Știu că da, din alți ani se dădea locul 1, locul 2 și locul 3. Adică oh, wow. Se anunțau câștigătorii pentru podium. Acum nu știu cum o să fie. Că, de exemplu, anul trecut, de obicei se și știa dinainte cine câștigă. Anul ăsta nu, anul ăsta e secret, deci anul ăsta aflăm direct la gală. Doamne, câștig, ia fiți atenți, ne ține bine. Câștigă. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Și ție cu online, mă bucur că faci asta. Hello! Ei bine, degust bunătatea celor de la Strongbow. Strongbow, cu ce este? Cu coacăse negre, eu cum wow. Ziceam, noutate și chiar e bun. E bun? E bun, super, o să-l încerc și eu. Ne încercăm.
Da, deci e chiar foarte bună și sunt surprinsă că și coada e destul de mare și sunt foarte surprinsă că, uite, înghețata asta o întâlnim în toate hipermarketurile și noi până acum am auzit de ea. Chiar foarte bună. Comandare sinceră. No ad. Neapărat. Wild. Wild, așa. Este 100% natural, este fără zahăr, fără conservanți, este vegană și este... Vrei să o pun și pe a mea să ai 3? Lucrul cel mai tare este, nu, cred că v-am spus și vouă, este foarte interesant că se poate combina cu alte băuturi, de exemplu, și cafea, vodka. A, deci se poate pune peste, foarte interesant. Am minunat de inovația lor. Ok, super. E apă naturală cu diverse... Arome. Cum sunt arome? Plante. Aromă. Arome de... Și este un joc, deci aceasta mi-a spus, este apă. Este apă. Cu aromă din floare spontană. Deci eu când am gustat-o am zis că nu e apă. Deci deja am simțit aroma foarte tare. Foarte gustoasă. Foarte interesant. E altceva, deci altceva. E ceva cu tot diferit. Și unde spuneți că vă putem găsi? Acesta se fabrică în Iași. În București nu găsim, nu? Nu. Dar prin comandă online. Da, da, da. Vă pot lăsa și un plan. Sigur. Poftim. Mulțumesc tare mult. Și aceasta se vinde în sticluță așa, în sticluță de 6 sticle la prețul de 65 de lei, 6 sticle din astea. Așa este pachetul. Se pare extraordinar. Mulțumim mult chiar. Se pare ceva inedit. Gustați? Imediat. Se gustă? Da, se gustă. Dar nu e parfum. Exact. Ne-am ucine de legat. Am venit la stand la Wild Aqua. Wild sau Wild? Wild. E bună? Cu ce ai luat? Cu căpșune aceasta și ceva cu caramel. Ah, wow, deci ambele arome sunt gustoase? Sunt, wow. Oh, foarte tare, hai că o să le încerc și eu. Pufo acesta de că... Da. Pufo. Doar pufo? Mai dați două.
făcut pe depozit. Da, da, da. Vă invit să rămâneți în continuare pe canalul meu de YouTube, pentru că voi posta noi vlog.